casarea în bucate. În înțelepciunea populară, această afirmație semnifică un aspect esențial. Sarea dă gust bun mâncării, totuși auzim des că excesul de sare dăunează grav sănătății. Ce înseamnă exces și cum putem ști câtă sare consumăm zilnic? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video mi-am propus să răspund la aceste întrebări foarte importante. Cuvintele sare și sodiu sunt adesea folosite ca sinonime, însă ele nu semnifică același lucru. Sodiul este un mineral necesar organismului pentru menținerea echilibrului hidroelectrolitic, pentru conducerea impulsurilor nervoase și pentru contracția musculară. Pe de altă parte, sarea de masă sau clorura de sodiu este un compus chimic format din 40% sodiu și 60% clor. Există mai multe tipuri de sare alimentară, însă toate sunt cloruri de sodiu, iar nutrienții variază foarte puțin. Sarea de masă se obține din zăcămintele de sare subterane, fiind procesată pentru a elimina impuritățile. La rafinare dispar însă și urmele de minerale. Uneori, la sarea de masă se adaugă iod pentru a preveni hipotiroidismul și alte afecțiuni cauzate de deficiența de iod. Sarea de mare poate conține cantități mici de minerale, precum potasiu, zinc și fier, în funcție de locul de proveniență. Nu se rafinează foarte tare, motiv pentru care are un aspect mai grosier și o culoare neuniformă. Sarea de Himalaya se remarcă prin nuanța roz, care provine de la oxidul de fier din compoziție. Este mai puțin procesată și rafinată, iar cristalele sunt mai mari, având cantități mici de minerale, inclusiv fier, calciu, potasiu și magneziu. Deși sărurile mai puțin procesate conțin și cantități mici de minerale, nu putem vorbi de un beneficiu nutrițional semnificativ, ci doar de diferențe de aromă. De ce e dăunător excesul de sodiu? Cantitate prea mare de sodiu în alimentație pune probleme rinichilor și aparatului cardiovascular. Pe măsură ce nivelul de sodiu crește, organismul reține apă pentru a-l dilua. Crește astfel cantitatea de lichid extracelular, dar și volumul de sânge. Un volum sanguin crescut înseamnă mai multă muncă pentru inimă și o presiune suplimentară asupra vaselor de sânge. În timp, acestea se pot rigidiza, ducând la hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și accident vascular cerebral. Inima și rinichii pot fi afectate de prea multă sare, chiar dacă nu se înregistrează și o creștere a tensiunii arteriale. Prea mult sodiu poate provoca inclusiv pierderi de calciu din oase, crescând riscul de osteoporoză și fracturi. Sarea este un excelent potențator de gust și intensifică aromele alimentelor, motiv pentru care se folosește pe scară largă în industria alimentară. Un alt motiv pentru care se găsește în numeroase produse este că accentuează senzația de sete și foame, stimulând consumul de alimente. Sodiu se utilizează pe post de conservant, dar și ca ingredient în aditive alimentari, ca de exemplu monoglutamat de sodiu, nitrit de sodiu și bicarbonat de sodiu. Mare parte din sarea consumată provine din alimente semi-preparate, conserve, sosuri, mezeluri, brânzeturi, chipsuri și alte produse de acest fel. Sarea pe care o adăugăm în mâncare reprezintă doar o parte din consumul total de sodiu. Alimentele simple, neprocesate, ca de exemplu fructele, legumele, cerealele integrale, laptele, nucile și semințele crude, au un conținut redus de sodiu. Și acum întrebarea cea mai importantă. Câtă sare e bine să consumăm zilnic? Organismul are nevoie de o cantitate mică de sodiu pentru desfășurarea funcțiilor vitale, de circa 500 de mg pe zi. Recomandarea generală este de 1500 de mg de sodiu zilnic, mergând până la o limită maximă de 2300 mg, aproximativ 6 grame de sare, adică o linguriță, pentru a înlocui pierderile prin transpirație. Posibilitatea de a nu-ți asigura necesarul zilnic de sodiu este foarte mică, deoarece sarea se găsește în numeroase produse alimentare. În plus, rinichii pot reține sodiu necesar organismului. Persoanele care transpiră abundent și pierd astfel multă sare, de exemplu sportivii sau cei care desfășoară muncă fizică la temperaturi ridicate, ar putea avea nevoie de o cantitate suplimentară de sodiu. Aceasta poate fi asigurată prin intermediul băuturilor cu electroliți sau a altor alimente bogate în sare. La final, vreau să-ți dau câteva idei despre cum să reduci cantitatea de sare din alimentație. Citește ingredientele și tabelul de valori nutriționale al alimentelor pentru a ști cât sodiu, respectiv sare, conțin. Această informație apare listată pe toate ambalajele. Gătește cât mai mult acasă, folosind ingrediente proaspete, simple, neprocesate. Evită produsele semi-preparate sau instant, cum ar fi supe la plic, vegeta, produse congelate cu sosuri și mâncărurile de la fast food care au un conținut foarte mare de sodiu. Folosește plante aromatice și condimente cât mai variate pentru a da gust mâncării. Dacă alegi un mix de condimente, verifică să aibă cât mai puțină sare sau deloc. Optează pentru migdale, nuci, caju,
toate nesărate și eventual crude. Reduc porția sau frecvența consumului în cazul alimentelor care conțin în mod obișnuit multă sare, așa cum sunt măslinele, murăturile, mezelurile, brânzeturile, sosul de soia, carnea și peștele afumat. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Începe chiar azi să fii atent la cantitatea de sare pe care o consumi, astfel încât să nu-ți pui sănătatea în pericol. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să dai un like acestui clip.